Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Sper că vă era dor de un unboxing, pentru că mie, să știți că mi-era dor să filmez un astfel de clip în care să îmi bag nasul în cutia cu parfumuri și să descoper parfumuri noi, ba chiar și o casă nouă. Avem așa, gama Dubai Collection exclusiv, Rogue Perfume, care sunt făcute în Marea Britanie și văd că sticlele sunt lucrate manual, ceea ce sună foarte bine și chiar am văzut sticlele cum arată așa pe site, sunt foarte elegante. Așa că de la Rogue mi-am luat două parfumuri, însă vom mai testa și alte parfumuri. Cred că de la Hatlaj am ceva aici, dar mai bine haideți să ne uităm, să vedem exact despre ce este vorba. Sunt foarte curioasă de aceste parfumuri. Aura Kiss of Rose este după Juicy Apple de la Kayali inspirat și sunt foarte curioasă de acesta. O să-l testăm și pe el. Bineînțeles, vorbim despre primele impresii, pentru că știți cum e, trebuie să le port, să le analizez și revin eu în clipurile mele viitoare cu detalii. Însă astăzi ne dăm așa primele păreri. Heavenly Essence mai avem aici și încă unul, Cashmere Sunshine Mask. Da. Pe ăsta eu l-am comandat pentru că am vrut să-mi iau parfumul. Îmi place mult de tot sticla și sunt tare curioasă, dacă îmi place îl comand. Dar haideți să începem întâi cu parfumurile, pentru că nu mai pot de curioasă și ia să vedem. Sunt două parfumuri, îmi plac tare mult sticlele astea. Vreau să dau cutia asta la o parte. Ok, am făcut loc și avem așa Rouge Mystic. Este inspirat de parfumul BDK Rouge Smoking, parcă așa se numește. O să vă scriu pe ecran. Cutiile sunt frumoase, sunt foarte elegante. Ce scrie aici? Dubai Collection. Foarte elegante sunt cutiile astea, chiar arată super bine. Prezentarea e 10 din 10 deja și vreau să văd și sticlele cum chiar am deschis. Deci avem o chestie din asta și de-abia acum avem cutia. Wow, așa arată parfumul. Haideți să vă spun notele acestui parfum, deci sunt super curioasă, super curioasă. Avem în deschidere cireșe, piper roz și bergamot, în mijloc avem coajă de vanilie neagră, heliotrop, floare de portocal și în bază avem boabe tonka, cașmeran, mosc alb, ambroxan, labdanum și violetă. Sună a ceva super cald, n-am ce să zic, sticla este absolut minunată, uitați-vă ce frumoasă este, foarte elegantă. Îmi place, la fel și capacul, este unul greu, așa arată, îmi place ce văd. Greu, este un capac frumos. Yeah. Hai să trecem la parfum. O să-l dau pe piele. Ce să mai? Îmi place și atomizorul și hai să vedem. Deja îl simt în aer, este dulce. Este dulce și cald. Da. Avem cireșe,
Dar avem și vanilie și tonka și toată chestia asta caldă, care, combinația asta care mie îmi place. Flori. Flori. Un is pudrat. Îmi place. Îmi place. Avem o combinație de flori și avem floare de portocal, da, se simte floarea de portocal împreună cu heliotropul, dar foarte bine se simte floarea de portocal. Este floarea aceea de portocal, din ce am mai testat eu, tot așa clone, din Love, Love Don't Be Shy, din zona aia. Combinația aia fluffy de flori albe. Este super intens. Super feminin, apropo, este un parfum care mi se pare elegant, dulce, feminin, dar mai sexy, așa, mai de seară, mai... Vreau să-l dau pe o hârtiuță și să vedem cum se dezvoltă până vorbim și despre celălalt. Deci îmi place, îmi place foarte, foarte mult parfumul. Foarte mult. Îl am și pe mână, da, este cald, dulce, floral, fluffy așa. Cireșele sunt... îmi place cum se simte izul de cireșe. Este un iz de cireșe cremos, nu este cireașa aceea care se duce înspre vișinată, nu, este un iz cremos, este o cireașă cu vanilie și flori albe. Vreau să văd cum se dezvoltă. Ok, îl lăsăm aici. Îmi place, chiar este un parfum frumos. Vai de mine, cred că se dezvoltă tare frumos, deci avem parfumul inspirat de BTK Rouge Smoking. A fumat? A fumat, nu pot să zic că îl simt. Poate când se mai usucă, momentan mi se pare un parfum dulce, cu flori, fluffy, cu vanilie, cu tonka, heliotrop, este pudrat, super portabil. Îmi place. Hai să vedem cum se dezvoltă. Și trecem la următorul, care este inspirat de Love Don't Be Shy. Da. Cumva speram ca aceste parfumuri să fie niște inspirații reușite și am vrut să am o clonă reușită. Așa că m-am gândit că este momentul să am și eu acest parfum foarte popular și feminin. Am văzut că este super girly, super iubit. Avem la fel cutia. Avem sticla, la fel. Iar denumirea parfumurilor o găsim pe fundul sticlei. Chiar și eu mă uitam unde scrie ce parfum este, dar ia să vedem. Vreau să văd ceva. Deci avem pe spate și pe fundul sticlei. Shine No More se numește acesta. Și celălalt se numește... Unde este? Unde este? E aici. Rouge Mystic. Ok, haideți să trecem la Shine No More, care este inspirat de Love Don't Be Shy. Avem și în acesta combinația de flori fluffy. Ia. Super intens și acesta. Vreau să-l dau și pe el pe mână, să-l am și pe piele și o să-l dau și pe blotter l-am dat. Hai să vedem pe piele. Nu se deschide atât de dulce, nu mai este atât de misterios ca și Mystic, ca și Rouge Mystic. El se deschide
direct floral, este mai de zi, este și mai feminin, este cremos, este fluffy. Îmi place cum miroase, îmi place tare mult. Știți că eu mai am după Love Don't Be Shy, așa spune lumea, că ar fi cel de la Zara, dar aici avem o combinație mult mai cremoasă și mai complexă. Îmi place mai mult acesta. Ia să vedem. Avem neroli, bergamot, piper roz și coriandru. Știți că eu cu coriandru nu mă omor, adică în unele parfumuri nu-mi place deloc, dar aici nu-l simt. Ok, în mijloc avem floare de portocal, caprifoi, iasomie, stânjenel și trandafir. Cam au ceva în comun, adică au combinația asta de floare de portocal fluffy și cremoasă și rujii misticoare. Este dulce, floral, dar nu foarte dulce. Ia să văd cum mai este. S-a schimbat, să știți că se dezvoltă rouge smoking, se dezvoltă foarte frumos. Foarte frumos. Are o bază vanilată, caldă, cald condimentată. Vai, cât de frumos se transformă mistic, are o dezvoltare frumoasă. Îmi place. Așa, și haideți să continuăm cu Love Don't Be Shy, cu Shy No More. Avem în bază zahăr, caramel, vanilie, mosc, zibetă și labdanum. Au mai multe în comun aceste două parfumuri. Și el începe să se dezvolte frumos. Știți ce îmi place? Îmi place la parfumul acesta că este bine făcut față de alte parfumuri care vor să se ducă în zona Love Don't Be Shy și care sunt așa, au izul acela de floare de portocal bubblegum, așa, cumva nu le-a ieșit. Dar aici îmi place foarte mult ce simt. Este finuț, este feminin, se dezvoltă frumos, mi se pare mai complex. E dulce, dar nu prea dulce. Mi se pare așa un parfum de purtat oricând, oriunde. Nu mi se pare prea dulce sau prea greu nici pentru vară. E finuț, e finuț și bine făcut. Ce culoare frumoasă are parfumul. Da, 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 da. Îl lăsăm și pe el puțin și haideți să îl mai analizăm pe Rouge Smoking. Rouge Mystic. Le-am combinat. Foarte bine miroase, dar mai bine miroase pe piele, bineînțeles. Îmi place, îmi place mult de tot. E misterios, e cald, e... Îmi place că nu are nimic care să deranjeze. Este foarte cremos, cremos. Avem boabe tonka, avem vanilie. Avem un iz de cireșe, dar pudrat așa, pudrat. Foarte mult îmi place acesta, deci Rouge Mystic chiar m-a impresionat. Îmi place la nebunie. Capacul acesta parcă este o piesă de șah. Așa are lucrătura asta. Îmi place. Îmi place și sticla. Îmi place mult de tot acest Rouge Mystic, este un pudrat, cald, vanilat, nu prea vanilat, nu prea dulce. Are și o combinație de flori pudrate, este cremos, iar cireașa asta sau izul acesta se simte așa ca un miros de ruj, este ca un miros de ruj roșu, îmbrăcat în boabe tonka și vanilie. Măi, este superb. Deci este superb. De-abia așteptam să îl testez pe acesta. Deci el era pe lista mea de prima dată. Îmi place mult. Nu pot să-l analizez pe hârtie atât timp cât îl am pe piele. Se simte mult mai bine. Și haide să vedem
cum s-a mai dezvoltat și celălalt, adică Shine No More. Ia să vedem. Începe și el să se transforme, începe să se îndulcească. Cu siguranță nu sunt parfumuri liniare, ci se dezvoltă treptat. Dar pot să zic că îmi place că se dezvoltă așa ușor, ușor aceste parfumuri și nu au acel miros liniar sau esențial. În general, în clone se simte esențialul dintr-un parfum original, cam ce ar vrea să proiecteze acel parfum, dar aici se dezvoltă foarte frumos, chiar mi se par niște parfumuri de calitate, îmi place foarte mult. Este finuț, acest Shine No More, este floral, este dulce, foarte frumoase, foarte frumoase. Sunt super încântată de aceste noutăți de pe Dubai Collection. Și sunt foarte elegante, sticlele sunt foarte frumoase, foarte bine făcute, nimic de zis, chiar sunt super încântată de aceste noi parfumuri. Și haide să testăm și aceste mostre. Eram super curioasă de acest Cashmere Sunshine Mask. Avem ca și note mandarină, este de la Hadlaj. Avem mandarină, în mijloc avem iasomie sambac, floare de portocal, tonuri florale și sare. Iar în bază avem musc, ambră cenușie, lemn de santal și lemn de cașmir. Mă aștept așa să fie un parfum proaspăt, curat și cozy, dar și cremos în același timp. Și chiar am vrut să-l comand. Dar am zis hai să iau o mostră și vedem apoi care este treaba. E proaspăt, e citric, are trandafir, simt trandafir, da, simt un trandafir sărat, dacă vă vine să credeți. Nu, deci eu simt un trandafir proaspăt. Nu-mi dau seama de ce simt trandafir în acest Cashmere Sunshine. Mă duce cu gândul la... Miroase bine. Este proaspăt, floral, dar nu... A, are tonuri florale, floare de portocal și sambac, deci... Avem și trandafir, ca să știți, este trandafirul acesta arabesc, cum îi zic eu, pe care îl găsim și în alte parfumuri arabești, în Montal, în parfumurile de la Montal, trandafirul acela. Deci mă așteptam la cu totul și cu totul altceva, deci nu e ce mă așteptam eu. Până acum asta simt. Simt un trandafir, s-a simțit deschiderea aceea citrică, acum este un trandafir care se văd că se îndulcește. Parcă un trandafir proaspăt și sărat și puțin dulce. Ciudat. Hai să lăsăm aici și să vedem cum se mai dezvoltă el. Trecem la următorul. Avem Heavenly Essence. Ia să vedem. După ce este inspirat, nu pot să cred. Nu pot să cred, este de la Rogue și chiar voiam să-l testez, inspirat de Angel Cher. Deci, chiar sunt curioasă pentru că am testat până acum toate clonele populare. Hai să vedem și acesta de la Rogue, că după ce am descoperit cele două parfumuri, chiar am încredere că acesta este... și mai aproape de original. Nici nu știu dacă să-mi doresc să fie sau nu, pentru că pe mine m-a cucerit Angel Cher. Da. Da, 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 în sfârșit, în sfârșit. Vai de mine. Chiar sunt curioasă, mai dau puțin aici.
Deci este o deschidere superbă, superbă și intensă. Vai, are un iz așa fructat și plăcintă cu scorțișoară, plăcinta despre care vorbește toată lumea, plăcinta de mere. Da, este mai bun decât Fire Your Desire, mai bun decât Intoxicate la Fed, mai bun. Cel puțin în deschidere este dulce. Eu simt cumva acest Angel Share ca pe un whisky îndulcit cu praline, ca pe un, nu știu, și această plăcintă cu mere, dar este o băutură super fină, combinată cu praline. E superb, e superb, e superb, vai! Îl lăsăm și pe el aici să văd cum se dezvoltă și trecem la următorul. Haideți că am făcut puțină curățenie pe masă, m-au emoționat toate aceste parfumuri, sincer, și uitasem să pornesc camera. Deci, testăm acum Aura Kiss of Rose, inspirat de parfumul Kylie Juicy Apple. Știți că eu mai am o clonă în colecție și vreau să văd cum este și acesta. Ia să mai dăm o dată. Este și super accesibil acest parfum. Vai, 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 vai. Miroase mai bine ca celălalt. Acela este mult mai fresh și mai apos. Ăsta este mai intens, este mai dulce. Este mai fructat, are mai multă personalitate și are mai intensitate. Dulceață, este mai dulce. Ce bine miroase, este o explozie de fructe dulci. Foarte colorat parfumul acesta, foarte vesel, foarte tineresc, intens, dens. Da, pot să zic și eu că îmi place mai mult acest Aura Kiss of Rose. La un moment dat a făcut Ana Rojin un video în care a comparat parfumurile inspirate după Kylie Juicy Apple și ea spunea acolo despre acesta că este că îi place mai mult și că este mai bun și chiar pot să zic că așa este. E mult mai plin, mult mai fructat, mai dens, mai bogat, mai... Da, 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 într-adevăr așa este. E mult mai bun și până la urmă este și la un preț mai mic. Vai, 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 vai. Haideți să le mai dăm un nas. Sper că n-am pierdut. Avem aici Love Don't Be Shy, dar le-am pe mână, ce să mai... Hai să vedem. Este dulce, Love Don't Be Shy, cremos, flori cremoase. Nu pot să zic că simt caramelul, labdanum, zibetă nici atât, dar este ceva puternic acolo. E o combinație dulce. Sincer să fiu, pe mine nicio clonă după Love Don't Be Shy nu m-a dat pe spate. Am vrut de la Rob pentru că mi-am dat seama de cum au intrat pe site că va fi ceva foarte bun și am vrut și eu o clonă, dar îmi place, dar nu pot să zic că e ceva ieșit din comun. Este o combinație florală dulce, dar la modul cremos, așa, nu știu cum să zic, cremos. Da. Îmi place și hai să vedem și despre acesta. Ruj Mystic. Îmi place mai mult Ruj Mystic în primul rând. Are ceva în comun, combinația aia de flori, de floare, de portocal, o are și Love Don't Be Shy sau Shy No More. Aici avem ceva mai mult. Avem vanilie, avem tonka, este la fel o combinație cremoasă și totuși
Am văzut că și pe Fragrantica oamenii le aseamănă și au ceva în comun, însă nu sunt la fel. Îmi place mai mult Ruj Mystic, mi se pare că este ceva mai complex, are deschiderea aceea fructată, cremoasă, de cireșe, de combinația aia de ruj cu vanilie, cu boabe tonka, este așa o chestie super mistică. Este foarte frumos parfumul și chiar vi-l recomand. Acesta este ceva, o variantă mai de zi. Nu atât de misterios, dar foarte girly, foarte feminin, foarte plăcut. Îmi place. Și hai să vedem, vai de capul meu, mi s-a pus pata pe Heavenly Essence. Heavenly Essence. Este parfumul inspirat de Angel Share, care este genial. Genial. Din punctul meu de vedere, aceasta este cea mai bună clonă. E dulce, este cel mai apropiat de Angel Share din ce am testat până acum. Sper să mai fie pe stoc. E dulce, este cel mai dulce dintre Intoxicate și Fire Your Desire. Acesta este cel mai dulce și cel mai aproape de Angel Share pe care l-am și purtat săptămâna asta, adică am testat originalul, nu aveți ce să ziceți. Pentru mine ăsta este cel mai apropiat. E superb. Superb. Ok, și ultimul este acest Cashmere Sunshine Mask. Este scris prescurtat, că nu aveam unde să scrie atâta. În continuare simt un trandafir tânăr. Cred că avem și niște mosc acolo, e curățel, dar nu simt celelalte flori. O să-l mai las la macerat și o să-l mai testez, pentru că știu că la unele parfumuri arăbești trebuie să le dai timp. Dar este intens, adică e un parfum floral, proaspăt, un pic dulce, un pic sărat, aș putea spune că îl simt. Dar simt trandafir, mult trandafir. Dar nu este un trandafir chiar dens, este ceva mai proaspăt, așa. Ok, și haide să-l mirosim și pe Aura Kiss of Rose. E superb, e superb. Este genul ăla de parfum fructat pe care poți să-l porți tot anul, este dulce, este și proaspăt, dar e mai bogat, e mai dens, e mai dulce. Îmi place. Îmi place, are personalitate și chiar este accesibil. E cam atât pentru astăzi, sper că v-a plăcut acest clip. Sunt foarte curioasă să știu dacă ați testat și voi noile parfumuri de pe Dubai Collection și ce vă face cu ochiul. Așa, ca și o recomandare, vă recomand să testați neapărat parfumul inspirat de Angel Share, Heavenly Essence, pentru că sunt sigură că acesta va fi stoc epuizat. Sunt sigură, după ce o să-l descopere lumea, acesta nu o să se mai găsească. Acesta îmi place super mult, îmi place mult și Ruj Mystic și el îmi place foarte mult. Are ceva în comun cu Shine No More, doar că mi se pare ceva mai misterios și mai complex decât Shine No More, care, să fim serioși, nici originalul nu cred că este un parfum foarte complicat. Atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru vizionare, noi ne vedem în curând cu un video nou, însă nu uitați să-mi lăsați un like și să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să mă urmăriți pe Instagram și puteți să împărtășiți și cu prietenii voștri. Ne vedem în curând, v-am pupat, pa, pa!